Hagai 2. În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda și lui Iosua, fiul lui Țadac, marele preot, și rămășiței poporului și spune-le. Cine a mai rămas între voi din cei ce au văzut casa aceasta în slava ei dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum fi tare, Zorobabel, zice Domnul, fi tare și tu, Iosua, fiul lui Țadac, marele preot, fi tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați, căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru. Nu vă temeți, căci așa vorbește Domnul oștirilor. Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul, voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și vor umplea de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât cea dintâi, zice Domnul oștirilor. Și în locul acesta voi da pace, zice Domnul oștirilor. În a 24-a zi a lunii a 9-a, în anul al doilea lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei sale carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns, nu. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de trup mort, de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa și este și poporul acesta, tot așa este neamul acesta înaintea mea, zice Domnul, tot așa sunt toate lucrările mâinilor lor. Ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până să nu se fi pus piatră pe piatră la templul Domnului. Atunci când veneau, la o grămadă de 20 de măsuri, nu erau în ea decât 10. Când veneau la tea să scoată 50 de măsuri, nu erau în el decât 20. V-am lovit cu rugină în rău și cu tăciune și cu grindină, am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de azi, până la 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânța în grânare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, nici măslinul n-au mai adus nimic. Din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai, în a 24-a zi a lunii, astfel. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune, voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împăraților neamurilor, voi răsturna și carele de război, și pe cei ce sunt, și pe cei ce se suie în ele, caii și călăreților vor fi trântiți la pământ, și unul va pieri ucis de sabia altuia. În ziua aceea zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor.